Sunt blocat în cercul acesta cu o singură inimioară, iar fiecare inimioară pe care o primim crește cercul. Lucrul ăsta ne va ajuta pentru că astăzi o să deblocăm foarte multe iteme și niște villager cu care vom face trade-uri foarte șmechere. Scopul nostru de astăzi este să batem Minecraft-ul și să deblocăm toată lumea, să o deblocăm literalmente pe toată. Haideți să vedem dacă reușim să facem ceva. Oameni buni, în momentul de față avem o singură inimioară. Deci, inimioara noastră și viața noastră înseamnă... Cât de mare este cercul în care ne aflăm noi acum? Deci, din câte vedeți, avem o singură inimioară. Cercul nostru este doar atâta, da? Și haideți să începem să facem treabă pe aici, pentru că noi, ca să putem să ne extindem cercul ăsta, trebuie să facem diferite advancement-uri și diferite chestii ca să putem să ne creștem inimioarele astea. Deci noi, cu cât o să creștem inimioarele, cu atât o să... Bang! Mi-a explodat ăsta. Am luat două inimioare, avem ea. Bang și cu bang! Ei, uite cât de mare s-a făcut ăsta acum aici, nebun. Păi, Caterinca, și e bine să rodă tort, că putem să facem, ia fiți antena, deci dacă o să ne facem, uite, avem trei inimioare acum, ok, deci cercul este destul de măricel. Porcușorule, bă, împinge, porcușorule, așa, și haideți să vedem dacă putem să cucerim tot satul ăsta, văd că avem acolo și niște mâncare, și să vedem dacă putem să-l cucerim pe tot, pentru că avem, se mai întâmplă alte chestii, bă, ia vezi, bang și bang, perfect, la un moment dat o să vină și un sătean cu care facem trade-uri și săteanul ăla cu care o să facem trade-uri o să ne dea niște iteme extrem de interesante și de bune, așa că, bă, alo, nu mai dat damage, că mă sperii, ar fi bine să nu murim, gen, ar fi extraordinar de bine dacă n-am muri sau ceva de genul ăsta, să vedeți și noi, am crezut că am mai primit alte chestii, De ce explodează, mamă, ce mă sperie când explodez așa random. Deci uite de cât de mult le-am extins ăsta de aici. Săteanule, faci tu cumva trade-uri cu inimioare? Nu cred că face el. Dar tu, nici tu nu faci. Probabil este unul special, fraților. Probabil este, nu că probabil, ci 100% sigur că este unul special. Ia vezi, că avem aici, ok. Am mai făcut rost. Uite de încă o inimioară din asta obraznică. Boom! Și ne-a mai mărit ăsta aici, perfect. Ca să putem să și intrăm în căsuță. Știu că pe undeva... Mulțumesc. Știu că pe undeva pe sus pe aici ar trebui să fie un din ăsta, cum se numește? Un chest. Cred. Uite la acolo, era în cealaltă parte. Perfect. Hai să luăm și mâncare, să luăm diverse chestii de aici. Ne-a mai dat o chestie, dar nu știu unde. Uite, e sus. E la etaj. Repede. Ia să vedem dacă le luăm pe astea două, bam bam. MLG cu o găleată de la 64 de blocuri? Bă, cum fac eu un MLG cu de la 64 de blocuri? Nașpa, iurea cam nasol. Cred că ar trebui să facem chestia asta, boys, nu? Ia să-i două secunde să fac și niște unelte puternice. De început așa clasic. Țăc, țăc. Bă, nu mai tapă așa în mine că mă sperii, nene. Ia, pac. Dar uite că până nu facem MLG-ul ăsta nu dispare, știi? Nu dispare șmecheria. Deci hai să strângem și noi niște bloculețe pe aici, 64 de blocuri. Dar pe lângă chestia asta o să trebuiască să facem și noi rost de o găleată. Iron golemule, vino coace. Trecem coace, bă. Mamă, dar câte inimioare avem. Let's go, vezi că avem o grămadă de inimi, ești nebun. Dar lasă, trebuie să găsim cărbune. Trebuie să găsim cărbune, să găsim de asta cum se numește, fier. Păi cum le găsesc eu vere pe astea, dacă nu? Uite acolo un cave, e un cave, dar... Este puțin. E un cave, dar... uite cărbunele acolo, e foarte departe, dar... Cred că o să săpăm rednă pe sub pământ și o să ne rugăm la noci ca să ne dea acolo niște chestii bune. Dacă nu, aia este. Dacă vroiam cărbune... Nu, normal că nu-mi dădea cărbune. Și dacă vroiam cupru, normal că îmi dă cupru. Deci n-am nicio treabă cu cupru și el vrea să-mi dea cupru acum. Superb. N-am ce să zic. Ia stai două secunde, să venim și din partea asta așa. Să venim și prin partea asta. Mi s-a părut mie că am mai primit ceva, parcă. Da, uite, chiar am primit, lol. Lol, chiar am primit, dude. Ia, vino cu ce. E posibil, dacă luăm și cupru, să ne dea și de la cupru, ia stai. Ia, ne da, uite, bă, ne-a dat și de la cupru. Hai, bă, că am fost eu cârnăcior și am judecat eu cupru ăsta total aiurea. Și bineînțeles, scopul nostru de astăzi este, băi și fete, să cucerim toată lumea, să deblocăm literalmente toată lumea de Minecraft, să o facem lumea noastră cum ar veni, știi?
Dar, bineînțeles, chestia asta se poate face și cu ajutorul vostru dacă dați like la acest videoclip. Dacă vă plac videoclipurile astea și vreți să vedeți în continuare, dați, bă, frate, like. Trebuie să mă rog de voi să dați like-uri. Bă, bure! Chiar trebuie să mă rog de voi să dați like-uri acolo, că altfel dacă nu vă zic de like-uri, voi stați pe spate, șomați, sunteți șomeri, cum ar veni. Deci dați acolo like-uri, fraților, abonați-vă dacă se... Bă, lasă-mă să plec, mă. Ce jumpscare mi-a făcut ăsta, m-a speriat, what the fuck. Ia să vedem dacă putem să... am deblocat aici mai mult din sat. Nu, uite, casa asta am cucerit-o pe toată. Ia să vedem în partea asta, s-a deschis cumva tot cave-ul? Nu, toți suntem acolo. Ce, ce să-i faci, mă, frate? Lasă că facem în cave-ul ăla nostru. Și vedem... Stai puțin, că mi-a venit o idee. Ia stai puțin. Porcușorule, vino să te zăpăcesc, să te zăbălesc. L-am zăbărit puțin pe acest porcușor. Mi-a luat acolo inimioară. O altă inimioară. Măi, nene, dar de ce atâtea inimioare? Ia uite, descoperim și casa asta, deschidem și pasta. Bă, dar sper că Iron Golemul ăla nu a plecat. Uite și acolo cărbune. Unde e Iron Golemul ăla? Parcă i-am văzut scăfârlia pe undeva pe aici. Scăfârlie! Unde ești, mă, nene? Ce nervanți sunt ăștia câteodată, băi, nene. Dar nicio problemă. Nu e nicio problemă, mergem aici continuare și vedem și noi ce facem pe aici. Trebuie să facem MLG-ul ăla de 64 de blocuri, că altfel și altceva, nu știu ce trebuie, nu știu ce putem să facem pe ce facem noi pe aici. Ia, că eu dădeam cu greata, dădeam cu lopata în blocul ăsta în loc să dau cu pickaxe-ul. E bine. Aud un zombie. Aud un bombi din ăsta nebun. Bombi, unde ești, mă, bombi? Zombie bombi. L-am auzit, e pe undeva pe aici. E prin pereții ăștia, e în pereții mei. Din casă. Cred că e puțin mai sus, să fiu sincer cu voi. Este să vedem. Dacă săpăm așa, în lateral, în partea asta, îl găsim. Trebuie să fie pe undeva pe aici. Simțurile mele de minecrafter profesionist. Să te și fiți la margine. Hopa! Nu, te rog eu. Te rog eu, da? Nu, da? Am copii și familie acasă. Hopa, mersi. Să trăiască nașii. Perfect. Perfect, că luăm și iron-ul ăsta de aici. Chiar dacă este foarte pe margine, îl tragem și pe ăsta pe dreapta. Îl tragem și pe ăsta pe dreapta. Ia uite-l, bă, cât iron aici. Perfect, repede. Ok. Perfect, luăm și inimiera asta de aici. Alte chestii. Și mai mult iron pentru băiatul. Și mai mult iron la băiatul. Mulțumesc. Exact de ce aveam nevoie, frate. Ia să luăm ăsta de aici. Sper să nu fie... Și mai mult! Jucați-o pasta! Luați-o pasta haterilor! Luați-o pasta de acelea! Hater de mâna 14-a, ce sunt unii care comentează pe YouTube-ul ăsta. Gani, mi-e dor de vechiul Gani. Nu ți-e dor, mă, de vechiul Gani, ți-e dor de vechiul tine, care trăiai tu atunci în 2012, când erai copil mic. Nu ți-e dor de vechiul Gani, ți-e dor de tine de atunci. Nu ți-e dor de mine de atunci. Poate mie mi-e dor de mine de atunci, acum și ție ți-e dor de tine de atunci. Ok, sper că a avut o logică ce am zis aici. Dacă nu, vă traduce cineva în comentarii acolo dacă e ceva. Bă, da. Uite ce era. Ok. Vreau să văd cumva... Ok, asta e marginea. Uite, mai e și aici niște ironel. Coadă de cățel. Ia că luăm și pe ăsta. Repede! Mamă, da. Mâncare? Am avea nevoie de mâncare, sincer. Am avea nevoie de mai multă mâncare decât am eu în momentul de față în inventar. Am foarte puține și 19 iron. Jucați-o pe asta. Jucați-o pe asta. Și cred că dacă săpăm așa în jos, copii, nu faceți chestia asta acasă. Deci dacă săpăm în jos... Da, mi s-a spart toporceanul. Pickaxe online-ul. Nu e nicio problemă. Uite, facem așa. Facem așa, facem și un crafting... un cârnăcel table, un furnăcel table din ăsta și băgăm la prăjit aici. Ce să băgăm la prăjit? Băgăm iron-ul, dar n-avem cu ce să-l prăjim. Deci l-am lăsat baltă pe ăla acolo, am mai luat de aici. Avem aproape două rânduri de inimioare, boys. Două rânduri de inimioare superb pentru noi. E super. Uite, au crescut și copacii ăștia pe care i-am plantat mai devreme. Eu nu vreau să fac chestia asta, să-i las pe ăștia aici să crească. Dar aparent bărbații ăștia s-au făcut aici puternici și mari și groși. Ok. Hai să vedem pe aici. Dacă cumva am deblocat... Uite, are un golemul. Vino cu ace. Bărbate, vino cu ace. Să-ți dau capace. Vino cu ace la capace. Vino cu ace la capace.
treaba acolo. Bum, 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 bum. Și acum moare. Acum moare. Perfect. Câte bucăți? 5 bucăți. Perfect. S-a făcut și ăsta de... s-a mai crescut border-ul. Perfect. Ia să sunăm de aici și noi niște cărbunel. Cu spume pe... cărbunel cu spume pe el. Repede, 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 repede. Ok, perfect, bun. Băgăm și ăsta la prăjitul line-ul. Perfect. Avem 5 din ăștia obraznici. Stai să ne facem 2 rânduri de inimioare. Bine-s. Bine-s, 2 rânduri de inimioare. Stai să mai facem încă un rând de inimioare. Bă, dacă credeți voi că era suficient pentru Gani, niciodată nu-i prea, nu-i suficient pentru Gani. Bă, doar atâta. Bă, doar atâta. Uite, un alt Iron Golem. Mă, ce? Ok. Uite și un bot din aia, din ocean, scufundată. O corabie scufundată. Cred că putem să ajungem și la ea, sincer. Cred că putem să ajungem și la ea. Hop. Opa, băi. Am luat și... am luat acolo recipe-urile alea, frate. Ok, hai să nu mă să facem și o gălețoaie. O gălețoaie, niște dăștea. Perfect. Ce am mai făcut? Am făcut un pickaxe, am făcut o găleată. Perfect. Hai să facem și pâine cu chestiile astea. Perfect, ia uite. Am mai dat încă din asta, mamă, dar... Oare cât de mult o să crească chestia asta? Hai să facem MLG-ul ăsta în puii mei. Că asta e tot ce contează acum, MLG-ul. Dar cred că... Eu am impresia că pot să-l fraieresc puțin pe MLG-ul ăsta. Fiți antenă, știți de ce? Cred că dacă iau... Fiți antenă, dacă iau o grămadă blocuri din astea și îmi fac un turn... Da, 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 facem un turn din ăsta nebun. Și le aruncăm în apă direct. Noi nu murim și practic completăm MLG-ul. Adică el nu zice că trebuie să faci neapărat cu găleata și din astea. Știi ce zic? Bă, asta, dacă iau florile astea, îmi dau și astea... What? Dandelionul. Revelionul, Vanghelionul. Uite, stai așa că... Uite câte din astea avem. Bă, 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 bă! Bă, câte inimioare am făcut. Vere câte inimioare am făcut, ești de bun? What the fuck? Sunt curios acum dacă... Uite, hai că eu zic că avem suficiente blocul line. Dacă le folosim pe astea, eu zic că avem suficiente să facem și MLG-ul. Și stai puțin, stai puțin să-mi iau niște dirt din ăsta. Că dirt-ul nici nu ne interesează, uite dirt-ul. Arăm acolo puțin. Și facem, uite aici unde e apa, știi ce zic? Uite aici unde e pizza. Ne urcăm pe 50 de catralioane de blocuri. Și să vedem după dacă reușim și ce se întâmplă dacă primim și facem asta cu MLG-ul. Cred că primim un sătean, sincer vă zic. Nu vreau să vă dau spoiler, dar e posibil să primim un sătean care face trade-uri cu noi nebune. Deci, da. Și ultimele blocuri. 4, 3, 2, 1. Și băieți și fete, spune rugăciunea, mâncăm pâinica și facem 360 no scope. Și boom. S-a pus? Mă, ce, s-a pus sau nu s-a pus? Dumnezeu. Nu cred că s-a pus, băieți. Hai să ne urcăm pe ăsta din nou. Să vedem cum facem. Că văd că nu cred că s-a pus, boys. Mamă, să mă bată tata. Ia. Hai că trebuie să urcăm din nou aici. Și cred că trebuie să punem și noi găleata până la urmă lumei. Hai bă, că până la urmă lumei cred că se prinde nebunul. Că trebuie să facem ăsta aici. Haideți, băieți și fete. Țineți cu mine. Haideți, vă rog eu. Opa. Că dacă murim, sper să nu murim, actually. Ia, yeah, hai că încercăm din nou, boys. Haide, tat, urcă-te aici, sus de tot și gata. Pui mei, dă joc. Uite aici, ne aruncăm. Ne aruncăm din nou, dar folosim găleata. Mă, dar... De ce nu merge? Trebuie să facem 100 la... Eu nu vreau să mor, asta e chestia. Că mie că dacă dau fail, mor, știi ce zic? Știi ce zic? Și-mi pierd tot progresul pe care l-am făcut. Dar nu cred. Hai să vedem. Aoleu, hai de mama mea. Hai de mama mea ce fac aici, aici, nebun. Ce fac aici pentru voi. Hai de MLG-ul, facem MLG-ul, uite aici, boys. Hai să vedem. Let's go! Villager hard, cum v-am spus. Uite-l pe ăsta, de ce e invizibil? Ah, că e noapte. Ok. Bă! Omorâți-i! Omorâți-i pe fraieri! Fugi! Fugi, mârlane! Noi, eu l-omor pe bărbatul ăsta de aici, cu Iron Golem-ul. Fugi, Iron Golem-ule, și ajută-mă, perfect. Ia uite, combinația frații Bowers. Ia vină încoace, mă, vere. Ia, Rotten Flesh. Redstone Dust, ok.
Un pix din ăsta. Ia vezi. A, și trei inimioare, ok. Stai că iau trei inimioare de la ăsta. Care dai, bă? Ia. Ok, uite. Heart Carverer. Deci este break blocks in a layered area, ok. Deci avem un pickaxe de inimioare. Băi, de ce am făcut screenshot? Avem un pickaxe de inimioare, uite-l. Ia uite, era o inimioare acolo, jos. Ok, bă, m-am speriat, am crezut că l-am pierdut. Și dacă sparg, ce se întâmplă? Da. O inimioară de fiecare dată când sparg chestiile astea. Let's go. Păi putem să ne extindem acum cât vrem, ești nebun? Stai așa, tă distruții, stai așa, nene, unde ești? Patron? Uite, bă, nu mai vedeam în puii mei. Uite și Heart Slicer, steal life from enemies you strike. Bă, ești nebun? What? Aha, așa face asta. Mor, așa face asta. Deci hai să încercăm, unde ești vere? Vere. Dai și tu aici, adevărat. Dai, că spargem asta aici. A trecut pe lângă mine, este? Da, mă, puii mei, unde ești? Bârlănescu! Azi, că luăm trei din astea. Facem acolo inimioare, dar toate facem. Bă, vezi că suntem prea bine. Ești nebun, ia să mai punem astea aici, să se mai prăjească. 15 de ăsta, ia să ne facem și un armurescovici. Un armorescovici din ăsta nebun, un chestplate. Dar la câte inimioare avem să mă bată tata dacă mai murim noi vreodată? Bine, să nu spunem niciodată, gen. Niciodată să nu spui niciodată. Vine Gani și o face foarte lată. Pe aici ceva? Avem doar pâinică, ok, perfect. Nu prea avem mâncare, mă, frate, nu știu dacă mă credeți, dar... Oh, ce cârnat acolo, uite mai cârnășoiu. Deci o grămadă mâncăricioaică avem pe aici, ceea ce e perfect, dacă mă întrebați bine. Ia să vedem, aici e MLG! Bun! A, bă, că nu e damblagit, ramblagit Ganicus ăsta, mă, frate. Nu e damblagit, ramblagit. Hai, mori acolo. Mi-a mai dat încă inimioară. Acum nu mai avem treabă, că puteți să facem inimioare cu pickaxe-ul, frate. Deci în momentul de față facem inimioare cu pickaxe-ul. Dă-te din pat! Și lasă-mă să dorm să mai fac alte inimioare pe aici. Ia. Asta venea după mine, cumva? Un zombie care atacă pe ăștia. Mă, urâtule, lasă-i în pace pe ăștia. Unde-i, mă, ăla? Nebunul ăla pe care l-am avut noi. Diamond Heart, nu știu cum. Cred că a plecat mărlanul. O fi plecat mărlanul, mă? Voi ce ziceți? O fi plecat mărlanul? Că nu mai văd pe aici. Prin asta pe aici nu e? Bă, ne-a dat seacă, mă. Ne-a dat seacă și a plecat nebunul. Adică a stat doar o noapte sau chestii din asta. Ăștia nu sunt. În apă nu cred că avea cum să intre. Da, bă, a, nu, uite-l aici. Băi, nene! De ce pleci, bă, nebunule, în halul ăsta atât de departe? Ia stai tu puțin. Ia stai tu așa să te băgăm aici în groapă. Aici o să rămâi, în groapa YouTube. Ia atent, în groapa YouTube o să rămâi. Deci trebuie să facem rost de Diamond Slicer Barbanizer, Barbara Streisand. Fiți antenă. Să-i lăsăm și lui acolo. Nu îi lăsăm nimic, îl lăsăm acolo blocat. Îl lăsăm blocat că nu pățește nimic. Perfect, haideți să mergem acum să facem rost de diamante. Să luăm acolo Heart Slicer din ăla nebun. Hopa cave-ul, hopa cave-ul. Hop. Și diamante ceva pe aici. Diamandine ceva pe acelea sau... sau sal. Posibil sal, băieți. Uite până unde e ăsta. Mă, nene. Ospătarule, nu te preface că nu mă vezi. O, bă, mortăciunea vieții. Mori, perfect. Mă, dar stai că voi face o caterincă pe aici, dar ăștia încă am dau să zac puțin așa. Ia. O să fac și mai multe inimioare, ești nebun. Uite câte inimioare fac. Holy fuck. Și s-au găsit și diamantele. Ia uite-le, tată. Bine-s. Bine cu diamantele astea puterice. Ia-le, băi, acolo, bărbate. Alo, nu mai da damage. Ia să se luă și pe ăsta. Uleu, ce-mi place să iau diamantele. 27, înălțimea 27. Ia că vreau să mă duc mai jos. Să văd dacă pot să găsesc diamante mai multe. Uite, 16 minim putem să ne mai facem. Și mai multe diamante.
Exact, 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 exact. Hai să ne facem acolo diamante. Au, 16. Hai să luăm astea inimioarele astea puternice. Câte inimioare aveți să vă bată tata aici de bun? Oh my god. Let's go. Câte mai aveți și acolo, nu știu ce. O altă, a, alte inimioare, ok, dar nu le-am mai luat pe astea, aparent. Mă, dar greu să mai încarcă ăsta, ok. Alu. Halo. Rocky. Halo, Rocky. Nu știu de ce da e leghie acum toată situația. Hai să ieșim de aici, să ne întoarcem la suprafață. Să vedem ce avem pe acolo. Că poate ne recuperăm pe aici. Ne recuperăm talentul, nu știu, vedem ce facem. Dar hai să luăm, să luăm pe bărbatul ăla de acolo. Zi, hard slicer ăla, să-l luăm, să-l tragem pe dreapta, să vedem ce putem să facem și cu el. Și eventual și cu diamantele astea pe care le mai avem, să le mai facem acolo, nu știu, diverse chestii. Hai că vedem. Bă, că e destul de laggy situația pe aici, nu știu ce se întâmplă. Nu știu ce se întâmplă, fraților, e destul de laggy nebunia pe aici. Hai să luăm unul pe bărbat. Bom, bom, bom. Bă, da, cât damage îi dăm noi de rumoare? Doamne ferește, mă. Altul acolo. Tată, ce stă oaia asta pe un stâl din ăsta și arată? What the fuck? Ok. Un din ăsta cu niște din ăștia. Perfect. Și să merge la bărbatul ăla, cred că cu două inimioare sau cu câte inimioare parcă trebuia să mergem la el. Nu mai știu, stai să luăm de aici. Două inimioare. O inimioare am luat deja. Stai să vedem. Dacă mai spargem astea, uite, luăm și pe ăsta și gata. Am luat-o și pe aia. Hai să vedem pe bărbat unde e. Cred că era, uite aici era bărbatul. Ah, uite-l mă pe nebun. Nebunului. Ia stai nebunului. Haide că m-am întors la tine, cum adică? Ha, i-am tras pe dreapta nebunile. Gata, i-am tras pe dreapta nebunile. Și acum, teoretic, când ne batem cu ăștia, ar trebui să ne, să luăm inimioarele de la ei sau ceva de genul? Ce zice? Steal life from enemies you strike. Ia, ne crește HP-ul cu ăsta. Da, bă, ne crește, ești nebun. Deci cu cât dau în ăsta, cu atât îmi crește HP-ul. Și are 8 attack damage. Nice. Vezi că e bun ăsta, ia uite-l cum arată. Uitați-vă cum arată chestia asta, a? Șmecherie pe felie. Ia uite-o. Tare. Hai să mergem mai departe. Mâncare avem. Așteptăm aici să se facă, ăsta, mamă, da. Mai leu ce lag e, nu știu de ce, fraților. Și am venit aici să facem portalul spre Nether. Ia stați două secunde, îl facem, uite, aici. Oh, stai, mă, stai. Stai așa, frățiuere. Frățiuere. Ca să facem și noi un pickaxe de diamond, să nu mai spargem cu balamul cu ăsta la altul. Și să ne face și un toporceanu de diamond, dacă tot suntem aici. Face și un toporceanu de diamond, perfect. Așa, țâc, țâc. Aruncăm pe ăsta. Nici n-am auzit ăla când s-a făcut. Perfect. Exact ce îmi trebuie. Uite ce lag e, mânca mașcura, what the fuck. Suntem pe e lag de la Minecraft, fraților, țineți cont, adică eu ca FPS-uri nu am lag. Deci e clar că nu e de la calculator, ci e de la Minecraft în sine, cum ar veni. Uite, punem astea aici, uite cât de repede facem portărescul ăsta, fără să avem alte chestii pe aici. Oleu. Hai să vedem netherul ăsta ce facem acolo și să bate și noi dragonul. Că e posibil să mai avem niște bătăi custom, băieți și fete. Deci stați două secunde. Facem și ăsta de aici. Uite câte rânduri de inimioare avem în cavaș gura voastră. Câte rânduri de inimioare avem, murim de plâns. Ia să vedem. Hop! Ia uite, portărescu. Hai să mergem să vedem netherul ăsta ce știe să facă. Nici nu mai au netherul, nici nu știu ce se întâmplă. What the fuck? Oh, măleu, doamne. We need to go deeper. Măile, să rămână. Mulțumesc de inimioară. Haideți, băi, să facem și noi rost de chestiile astea, că știți foarte bine ce trebuie să facem rost. Facem rost de astea zi, de blaze și de ender pearl-uri. Fraților, haideți că am găsit și stronghold-ul, doamne, fortress-ul. Haide, mă, bărbate, vină și tu de acolo.
Hai de bărbate, vino așa, hai că știu că... Știu că vrei. Strânge-mă în brațe până număr la 3. Ok, perfect, avem un din ăsta. Încă 6. Încă 7. Nu știu, vedem. Vedem și noi câte, de câte facem. Rost, ca să fie totul ok. Vedem și noi de câte facem rost, să fie totul ok pentru băieții mei. Gata. Hai mă, tată, lasă vrăjeala. Gata. Lasă și tu vrăjeala. Bă, om, de două ori și gata. Le luăm pe toate și după ce le avem pe toate, merge să facem rușii de enderpearl-uri eventual. Și acum că am reușit să terminăm în puii mei tot nether-ul ăsta, haideți să mergem să găsim stronghold-ul. Bă, da, întrebarea mea este cum găsim stronghold-ul? Cum reușim să găsim stronghold-ul vere? E o întrebare chiar extraordinar de bună, cum reușim să-l găsim? Adică noi suntem aici, aparent am observat că nu exista de asta zi... chestia din asta să... Border-ul nu mai exista în nether, știi? Dar aici în Overworld există, nu știu cum o să facem să ajungem la stronghold, sincer vă zic. Dacă o să trebuiască să ne facem inimioare ca să ducem la stronghold, e nașpa. E nașpa rău de tort. Deci din câte vedeți suntem la spawn, hai să ne culcăm din nou. Să vedem care e șmecheria, nebunia pe aici. Mamă, da, uitați-vă la găina aia cu simt și uite, vedeți cât stă să se facă ăsta. Doamne ferește. Așa, hai să mai dăm de aici o inimioară. Hai să vedem acum cum ajunge și noi. Salut. Ok, m-am și speriat în puii mei. Ok. Mulțumesc. Și acum în direcția aia, ok. Da. Se sparge sau nu se sparge, nebunul? Opa, te rog, nu te sparge. Ok. Super. Hai să mergem. Și să vedeți și noi border. Păi și cum trec eu de border-ul ăsta vere? Explică-mi și mie. Cum trec eu de border-ul ăsta? Na, că sunt out of the circle și sigur trebuie să mai mă duc mai încolo. Mamă, ce țăcălaie, bă. Păi, voi vă dați seama câte mii de blocuri trebuie să merg eu? Și câte mii de inimioare trebuie să am eu ca să pot să ajung la ăla? Nu, nu, știți ceva, știți ce facem? Facem următoarea chestie, ne dăm game mode și facem aici portalul, că altfel nu merge, frate. Vă zic sincer, stai să mă dau așa. Nu ai cum, frate, nu ai cum. Portal frame din ăsta, perfect. Nu ai cum altfel, pe bune. Țăc, 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 țăc. Gat. Altfel nu ai cum, vere, ești nebun? Cum ajung eu să mă bat cu dragonul când stronghold-ul e la mama... La mamaie. E stronghold-ul. Ia. Gata, am făcut ăsta. Aoleo, ce lag, uitați-vă și voi. Ță, ță, ță. Țăc. Hai să vedem. The end? Semnul întrebării. Sfârșitul semnul întrebării. Ăsta a fi sfârșitul. Nu știu, vedem și noi acum care e faza și ce se întâmplă pe aici. Că văd că e random rău de tot ce se întâmplă. Hai că am ieșit. Țăc, țăc. Țăc, țăc, țăc. Și teoretic ar trebui să-l batem pe ăsta acum, nu? Din păcate, o să trebuiască să ne urcăm așa la fiecare, n-am ce să-i fac. Ne urcăm așa și noi și vedem. Sper doar dragonul să nu vină să ne zăpăcească pe aici, că ne-am dus. Măcar așa, uite, ne mișcăm destul de repede cu ăsta, dacă mergem. Și vedem ce facem aici, boom! Ui, am dat damage la fraier. Am dat damage la fraier, opa, stai să nu ne dea damage pe aici. Că nu e ok. Hai să luăm din ăsta. Hai să dăm și noi din ăsta acolo. Perfect. Trebuie să dăm ăsta de aici? Da, uite, am putut să-l dăm damage. Să dăm damage la nebun. Vedem și noi ce facem după pe aici. Le spargem pe toate, ce să mai... Nu! Ia, gălea ta? A, regele. Și teoretic ăsta ar trebui să fie ultimul nebun din ăsta. Hai, face și el părgiu. Hai să ne ducem jos acolo. Că și așa altceva nu mai e ce să facem. Stăm aici, uite, ne-am plimbat pe la, de la fiecare turn în parte. Și acum trebuie să așteptăm pe ăsta să-i dăm capace, că altfel și altceva nu avem ce să facem. Dăm capace cu ăsta de inimioare.
paturi nu avem, deși dacă aveam paturi nu știu cât de mult ne-ar fi ajutat, dar... Adică ne-ar fi ajutat, dar pui mei, aia e viața, ce să faci? Haide mă, tată, să-i dăm aici, să-i sară capacilii. Să-i sară capacilii. Unde ești, mă? Unde ești, mă? Vino cu ace. Oh, mamă, bă, bă, vezi cât de mici de rupe ăsta. Vezi cât de mici de rupe ăsta, ești nebun? What the fuck, Romania. Haide cu părgiu partea a doua, băieți. Părgiu partea a doua. A dues, dues, părgiu lines. Haide mă, tată. Vine să-ți dau cu capaceale. Să-ți dau capăceanis. Să-ți dau capăceanis. Hai mă, papa. Unde e, mă? Oh! What the fuck? Bro, cum i-a dat, cum i-a dat în halul ăsta damage? Ce, mă? Bă, în epicărul ăsta experiența nebunim noi pe aici, ești nebun? Ia. Oh, leu. Păi și în felul ăsta, băi și fete, am acaparat toată lumea, practic. Am făcut toată lumea să fie ok, gen. Let's go!